Bun găsit tuturor la horoscopul zilei de 20 iulie 2021. Astăzi este ziua purificării fizice și spirituale. Ni se oferă posibilitatea de a ne îmbunătăți karma prin austeritate și caritate. Astăzi postim, excludem alimentele din carne și renunțăm la obiceiurile proaste. Ziua nu este potrivită pentru treburile materiale. Deci, este mai bine să nu planifici nimic important. Dar, pentru practicile spirituale, este pur și simplu perfect. Prin urmare, trebuie să dedicăm cât mai mult timp posibil rugăciunii, citirii scripturilor și ascultării profesorilor spirituali. Energiile acestei zile sunt foarte puternice, iar rugăciunile astăzi fac minuni. Acum, să vedem cum va fi ziua pentru fiecare semn zodiacal în parte. Berbec și ascendent în berbec. Pregătește-te pentru că astăzi te poți confrunta cu un conflict grav. Cineva, poate doar tu, va căuta puterea. Într-o astfel de situație este dificil să oprești emoțiile furioase. Mai ales că în urma evenimentelor de astăzi, viața ta se poate schimba la 180 de grade. Va fi dificil să te concentrezi asupra afacerilor. Vei fi distras de conversațiile care sunt departe de a fi întotdeauna interesante pentru tine, precum și să ai dispute îndelungate, apărându-ți punctul de vedere. Sfatul zilei de astăzi: nu lua decizii influențate de emoțiile negative. Taur și ascendenți în Taur. Te așteaptă o zi grea, așa că fii pregătit să te concentrezi pe rezolvarea celor mai importante și urgente probleme. Cineva poate să-ți testeze loialitatea astăzi sau să-ți ceară să fii mai implicat într-un proiect neatractiv. Vei simți dorința de a rupe relația cu acea persoană, dar din păcate acest lucru nu este posibil. Nu-ți fie frică să faci mișcări îndrăznețe. Datorită acestui fapt, vei evita cel puțin unele dintre situațiile neplăcute. Sfatul zilei de astăzi: capacitatea de a ierta este mult mai valoroasă decât cerințele adresate altora. Gemeni și ascendenți în Gemeni. Te așteaptă o zi agitată și contradictorie. Situația se schimbă frecvent. Există motive de bucurie, entuziasm, dar și durere. În ciuda acestui fapt, rămâi autocontrolat și nu ceda emoțiilor. Impactul pozitiv al oamenilor din imediat apropiere va fi de neprețuit astăzi. Vei învăța ceva nou și, ca rezultat, se vor schimba modul în care te vezi pe tine însuți și modul în care acționezi în cele mai importante aspecte ale vieții. Sfatul zilei de astăzi: simțul umorului te ajută să cucerești oamenii. Rac și ascendent în Rac. O zi minunată pentru a-ți ordona bugetul. Este de asemenea un moment bun pentru a merge mai departe spre soluționarea unei probleme financiare spinoase. Fixează-ți o întâlnire astăzi cu autoritățile fiscale. Acum este momentul să porți o conversație serioasă cu un coleg care nu a făcut atât de mult cât ar fi trebuit să facă recent. Nu mai poți sta tăcut în acest sens, deoarece performanța companiei va suferi din cauza lipsei de angajament a acestei persoane. Asigură-te că toată lumea are o parte echitabilă din dezvoltarea produselor sau serviciilor tale. Sfatul zilei de astăzi: nu fi tentat să faci ceva care te distrage de la responsabilitățile tale. Leu și ascendent în Leu. Beneficiind de afluxurile foarte puternice ale lui Jupiter, vei fi debordat de entuziasm până la limita intoxicației. Ai grijă totuși să nu faci promisiuni pe care nu le vei putea respecta. Ar fi înțelept să nu-ți dezvălui planurile astăzi. Există cineva
apropiat care îți monitorizează îndeaproape progresul. Cu toate acestea, această persoană nu este o persoană favorabilă. Cu siguranță nu vrei să-și dea seama ce faci prea repede, pentru că poate folosi aceste cunoștințe împotriva ta. Sfatul zilei de astăzi: acordă o atenție deosebită elementelor de bază ale conceptelor pe care le creezi. Cel mai mic lucru poate cauza probleme. Fecioară și ascendent în fecioară. Va fi o zi incredibil de inspirată. Vă-ți timp pentru a explora posibilitățile care ți se deschid acum. Poți să te ridici la un nivel superior, dar numai dacă accepti ceea ce depășește logica. Astrele îți vor insufla o dorință puternică de schimbare și evoluție în munca ta. Prin urmare, este posibilă o schimbare semnificativă în viața ta profesională. Nu o schimbare neprevăzută, care ți se întâmplă întâmplător, ci o evoluție pozitivă pe care o vei fi dorit și pregătit. Sfatul zilei de astăzi: nu-ți face griji cu privire la lucrurile asupra cărora nu ai control. Balanță și ascendent în balanță. Astăzi pot apărea dificultăți în menținerea încrederii într-o persoană dragă. Va face ceva să te supere și să te facă să te îndoiești de forța relației tale. Nu fii prea emoțional. Ceea ce se întâmplă nu este suficient pentru a rupe legătura cu aceasta. Dacă trebuie să participi la o întâlnire, încearcă să-ți moderezi cuvintele. Foarte predispus la o criză de autoritate, riști să îți prezinți opiniile ca edicte regale și ți-ai șoca interlocutorii. Sfatul zilei de astăzi: nu intra în conflict cu alții, mai ales într-un cadru profesional. Scorpion și ascendent în Scorpion. Mai mulți oameni vor concura pentru atenția ta astăzi. Acest lucru se poate dovedi a fi destul de neplăcut, deoarece alegerea ta rănește pe cineva important pentru tine. Orice ai decide, cineva va fi dezamăgit. Te vei concentra pe atingerea obiectivelor importante pentru tine. Tenace, perseverent, vei pune toate șansele de partea ta pentru a-ți duce la bun sfârșit proiectele, dar vei avea nevoie de calm. Sfatul zilei de astăzi: nu lăsa trecutul să-ți distrugă viitorul. Săgetător și ascendent în Săgetător. O zi liniștită, perfectă pentru finalizarea lucrării începută cu o zi înainte și în același timp pentru a face bilanțul acțiunilor tale, pentru a trage concluzii și pentru a decide în ce direcție vei merge mai departe. Este mai bine să nu te grăbești cu acțiuni decisive și proiecte serioase. Ai nevoie de o pauză, iar această zi este minunată pentru a-ți umple rezervele de energie. Sfatul zilei de astăzi: dacă nu-ți place modul în care cineva te tratează, spune-i. Capricorn și ascendent în Capricorn. Poți avea un impact mare asupra unora astăzi, așa că nu-ți fie teamă să mergi cât mai repede posibil. Indiferent câte lucruri ai de făcut, vei putea să le faci. Operezi cu eficiență maximă și efort minim și într-adevăr este posibil. Se va instala un climat de punere în discuție a vieții tale amoroase. Vei fi confruntat cu alegeri uneori dificile și forțat să faci față realității. În acest context astral, destul de greu, unii dintre voi ar putea întâlni o persoană înrudită cu străinul și nu este sigur că această relație va aduce împlinirea scontată. Sfatul zilei de astăzi: în loc să sabotezi oportunitățile din univers, învață să le folosești. Vărsător și ascendent în Vărsător. Această zi are un fundal emoțional foarte confortabil. Ești calm și rezervat,
aura ta inerentă de pace, mulțumirea cu tine însuți, armonia cu lumea, te fac foarte atractiv. Relațiile care încep în această zi vor fi strălucitoare, dar este posibil ca de multe ori să necesite sacrificiu din partea ta, abandonându-ți propriile dorințe. La locul de muncă, nu te porni orbește în aventuri periculoase care îți pot afecta imaginea. Ar fi cu atât mai regretabil că vei avea ocazia să îți consolidezi poziția profesională. Sfatul zilei de astăzi: încearcă să rupi tiparele comportamentului tău și poți găsi ceva care te va surprinde foarte pozitiv. Pești și ascendenți în pești, s-ar putea să auzi ceva care te va supăra. În loc să reacționezi emoțional, ia-ți un moment pentru a te calma. Cea mai bună soluție este să acționezi într-un mod în care nu va mai trebui să-ți fie rușine în viitor. Viața ta de căsătorie promite să fie tumultoasă. Trebuie spus că gustul fructului interzis ți se va părea deosebit de gustos și că vei avea dificultăți în a rezista tentației. Acest lucru, evident, nu va promova armonia cordială în viața ta de căsătorie. Cu toate acestea, te vei strădui să restabilești legături puternice și stabile cu partenerul tău. Iar dacă ești singur, vei trăi momente intense, pasionale, dar trecătoare și va trebui să mai aștepți pentru a găsi partenerul ideal. Sfatul zilei de astăzi: nu te forța să faci lucruri care te fac nefericit.